Gică, din nou la Craiova, din nou alături de băieți. Da, mai ales că nu trecem printr-o perioadă foarte bună, să zic, ultimele meciuri au fost modeste, publicul e supărat, eu înțeleg ca lumea să fie supărată, pentru că toată lumea și-a pus multe speranțe în acest an că vom fi campioni, dar asta e, în viața oricărei echipe există, am spus mereu, o lună mai puțin bună și pe noi ne-a atins acum la începutul campionatului. Nu este începutul de sezon pe care l-așteptau suporterii Universității Craiova. Tu ai în continuare încredere că poate fi anul științei? Eu am încredere în echipă în general, am avut mereu. Eu sunt, am spus mereu, un tip foarte optimist, un tip care vede tot timpul lucrurile bune. Eu cred că la meciul cu Botoșani echipa nu a meritat să piardă pentru că a jucat bine. Eu cred că a fost cel mai bun meci al echipei cu multe ocazii. Dar ne-au pedepsit două greșeli care, tu știi că în fotbal se plătesc, nu? Și de asta consider că echipa e pe un drum bun, Reghe a avut timp să pregătească meciul, să cunoască mai bine echipa, echipa să-l cunoască pe Reghe, că și asta, sincer, în fotbal este un lucru foarte important și sperăm că, începând de azi, echipa va arăta din ce în ce mai bine. Anul trecut a început sezonul cu 7 victorii din 7 partide pentru Universitatea Craiova. Cu toate acestea, sfârșitul nu a fost cel pe care l-am dorit. Corect, nu a fost unul pe care îl doream și de-aia consider că poate anul ăsta începutul a fost modest, dar continuarea va fi foarte bună și finalul. Vezi tu, pe final se decide campioana. Pentru că sunt multe meciuri, o să ajungă la toată lumea oboseala pe final de sezon și atunci eu cred că echipa va fi în stare să recupereze ce a pierdut în momentele acestea, în partidele acestea. Când să-l așteptăm pe Elvir Colici la forma pe care a arătat-o sezonul trecut înainte de accidentare, te întreb pe tine pentru că și tu ai fost atacant și înțelegi mai bine prin ce trece în acest moment. Da, da, este totul mental la el, pentru că, vezi tu, el e obișnuit să marcheze, nu reușește, își pune, practic, presiune singur și n-ar trebui să fie așa. Noi toți, și eu cred că i-am dovedit toți cei din jurul lui, galeria, patronul echipei, voi toți din club, i-am dovedit că suntem alături de el și credem în el. Eu cred că un atacant depinde de goluri și golurile acestea vor veni. Trebuie să marcheze odată. După aia va fi totul mult mai simplu. Unde vezi știința la finalul sezonului? Acolo, la luptă pentru campionat. Îți spun sincer. Nu știu, am eu așa încredere că a fost un început ezitant, dar se va schimba treaba. Și astă seară îi aștept pe toți oamenii care țin cu noi la stadion, să încurajăm pe băieți. Avem nevoie de public. Ei știu că fără ei n-am fi universitatea și sper să fim un număr cât mai mare.